Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Accente Sociale. Am plăcerea să am astăzi alături de mine două doamne din sistemul sanitar, doamna Rodica Mureșan, președinta Ordinului Asistenților Medicali Sălaj și doamna Ramona Marincaș, directorul de îngrijire a Spitalului Județean Zalău. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua! Astăzi vreau foarte mult să discutăm despre profesia de asistent medical. Este o profesie foarte căutată în ultimul timp. Și, după cum bine știți, inclusiv în Sălaj sunt deja 4 școli post-liceale. De ce credeți că absolvenții de liceu aleg să facă o școală post-liceală sanitară? De ce își aleg această meserie? Am să vă răspund eu la această întrebare. În primul rând, aș vrea să vă spun că profesia de asistent medical se exercită sub incidența Ordonanței de Urgență 144, care reglementează profesia de asistent medical pe teritoriul României și este o profesie liberală. Faptul că este o profesie liberală, eu consider că foarte multă lume accede în sistemul sanitar sau în învățământul post-liceal sanitar pentru că au un loc de muncă atât în România, cât și în afară. Era următoarea mea întrebare. Credeți că aleg să fac o școală sanitară ca să meargă în străinătate sau aleg pentru că le place această meserie și vor să o facă indiferent de loc? Eu aș putea să spun că procentele sunt diferite. În primul rând, eu cred că și aleg că le place, pentru că altfel nu ar putea să profeseze. Unii aleg această profesie că nu au alte opțiuni. Mai ales acum știți foarte bine că ce se primesc la școlile post-liceale sanitare fără bacalaureat, care după părerea noastră a organizației profesionale este un punct negru. Pentru că eu cred că... Este o greșeală să primești un absolvent fără bacalaureat? Nu este o greșeală. Dar un absolvent de liceu care nu a reușit să-și ia bacalaureatul, eu consider că este un punct roșu pentru acel om. Deci consider că este pregătit, are un IQ mai ridicat. În sistemul sanitar lucrezi cu oameni, nu lucrezi cu un lemn sau cu un fier, lucrezi cu o persoană, iar dacă strici ceva, nu mai poți să repari. Și asta este opțiunea noastră a organizației profesionale și chiar pentru asta noi optăm ca toți cei care se înscriu la școlile post-liceale să fie cu bacalaureat. Deocamdată legea le permite lucrul acesta, pentru că nu facem noi că vrem noi, așa se întâmplă și în Uniunea Europeană. Ați încercat să faceți demersuri, să stopați înscrierile la școlile post-liceale fără bacalaureat? Am încercat lucrul acesta prin faptul că în momentul când termină o școală post-liceală sanitară, ca să poată să profeseze, ei trebuie să se înscrie în organizația profesională și am condiționat ca ei să aibă diplomă de bacalaureat la înscriere. Dar atâta timp cât legea le permite, noi nu putem să fim mai presus de lege și ne conformăm. Dar să sperăm că vom reuși lucrul acesta. Câți dintre, doamna Marincaș, câți dintre absolvenții de școli post-liceale sanitare ajung să lucreze în Spitalul Județean de Urgență și cât sunt ei de pregătiți? Mă gândesc că îi vedeți și de-a lungul școlii. Știu că aveți un parteneriat Spitalul Județean cu școlile. Și cât sunt ei de pregătiți pentru a face față cerințelor dintr-un spital? Spitalul Județean are un parteneriat cu fiecare dintre școlile post-liceale și noi semnăm cu ei un protocol de pregătire profesională, de pregătire practică în spital. Sigur că prin pregătirea practică pe care o desfășoară la noi de-a lungul celor 3 ani, reușim să ne facem o părere despre pregătirea elevilor. Legat de numărul de elevi care ajung, de absolvenți care ajung să se angajeze în spital, pot să vă spun că numărul lor este foarte mic. Datorită faptului că posturile în continuare sunt blocate în sistemul sanitar, anul trecut s-au angajat undeva în jur de 20 de asistenți. Și au venit absolvenți sau asistenți cu experiență tot? Și majoritatea au fost absolvenți. Dar selecția este foarte mare, ei candidează ceva de genul 10 pe un loc.
Și atunci, sigur că e greu pentru absolvenți să își găsească loc de muncă în sălaj. Dacă tot am ajuns la lipsa locurilor pentru asistenți medicali, Spitalul Județean de câți asistenți ar mai avea nevoie în momentul de față? Spitalul Județean ar mai avea nevoie de 50 de asistenți pentru a-și completa structura de personal impusă prin legislație. Și care sunt secțiile cu deficit de asistenți medicali? Eu spun că unde ar fi cel mai important să se angajeze ar fi unitatea de primiri urgențe. În unitatea de primiri urgențe avem o lipsă mai mare de asistenți și este și locul foarte important pentru spital, este o poartă de intrare a spitalului. Acolo e nevoie în permanență să existe personal, să preia cazurile, sunt foarte multe cazuri în urgență. Da, și din păcate acolo ar fi și o altă discuție apropo de cazurile care vin cu adevărat urgențe și care exact. De fapt ar trebui să meargă la medicul de familie, dar poate despre asta vom discuta cu altă ocazie. Doamna Mureșan, trag concluzia că acești absolvenți de școli post-liceale pleacă în străinătate, deci fac această școală de 3 ani ca să plece în străinătate. Ce actele trebuie din punct de vedere a legislației pentru a pleca? Dumneavoastră trebuie să redați niște acreditări de la Ordinul Asistenților Medicali? Așa cum am spus mai înainte, ca să profesezi, în primul rând trebuie să fii membru al organizației profesionale. Deci trebuie să ai un dosar în care se solicită mai multe documente. Pe baza documentelor respective primești un certificat de membru care îți atestă pregătirea profesională și ai dreptul să profesezi. Toți asistenții medicali care profesează trebuie să fie înscriși în organizația profesională. Cei care profesează mai au nevoie încă de malpraxis, asigurarea de malpraxis, care este obligatorie, și au nevoie de pregătire, educație medicală continuă, 30 de credite într-un an, care se realizează prin organizația profesională. Acum, la plecare în străinătate, am să vă spun o noutate pentru dumneavoastră, pentru că Ordinul Asistenților Medicali este afiliat organizației FEPI din Italia și suntem parteneri la Consiliul Internațional al Nurselor. Președintele nostru, Mircea Timofte, este vicepreședinte la FEPI în Uniunea Europeană. Chiar acum s-au dezbătut anumite aspecte vis-a-vis de Directiva 35, profesia de asistent medical pe teritoriul Europei. Este un acord între state ca cei care, deci oricare asistent medical poate să profeseze oriunde în Europa. Prin acest acord, asistentul medical trebuie să-și depună un dosar la Ministerul Sănătății, unde primește o adeverință că este în conformitate, că, deci studiile lui corespund pentru exercitarea profesiei. La Directiva 35 am avut câteva probleme vis-a-vis de pregătirea profesională a asistenților și anume. Sunt trei categorii de asistenți medicali. Sunt asistenții medicali care au terminat cu liceu sanitar și cu echivalare de un an. Sunt asistenții medicali care au terminat școala post-liceală până în 2007 și cei din 2007 până acum. La cei cu liceu sanitar le lipsește o anumită perioadă, deci n-au numărul suficient de ore. La cei din 1993 până în 2007 le lipsesc trei module care s-au introdus din 2007. Și, bineînțeles, cei din 2007 nu au nicio problemă. Noi am rezolvat această problemă, mai ales la cei cu liceu sanitar, cu o vechime în câmpul muncii de 5 ani, să nu mai trebuiască să facă școală. La cei până în 2007 sunt acele trei module, îngrijiri paliative, nursing comunitar, care vor trebui să mai facă în jur de 100 de ore, s-a stabilit pe lângă școlile post-liceale, dar, repet, este doar pentru cei care pleacă în afară. În România pot să exercite profesia fără nicio problemă. Din Spitalul Județean au plecat în ultimii ani asistenți medicali în străinătate? Un număr destul de mic.
Se pare că, știu eu, în urmă cu 5 ani se pleca mai mult, acum se pleacă din ce în ce mai puțin, posibil și după criza financiară, când locurile și în străinătate nu mai sunt atât de multe vacante și nu mai absorb chiar așa de mulți asistenți din România. Dar în continuare avem un număr mic de asistente care pleacă, majoritatea pleacă în Anglia. Anglia, Italia sunt țările spre care s-au îndreptat asistenții. Pierdeți și dumneavoastră oameni cu experiență. Da. Tot legat de asistența medicală în spital, care sunt principalele probleme cu care se confruntă asistenții medicali? Știu că acum de ceva vreme spitalul este renovat, este frumos, dar cu siguranță încă mai au probleme în exercitarea profesiei lor. Da, eu aș vrea să spun că profesia aceasta de asistent medical este una grea, e frumoasă, dar e deosebit de greu de realizat. Aș vrea să spun că cei care ajung să profeseze, asistenții medicali care lucrează, nu pot să fie altceva decât niște persoane curajoase și inimoase. Pentru că, credeți-mă, sunt bărbați în toată firea care n-ar putea să vadă sânge sau, eu știu, pe cineva murind. Asistenții sunt cei care iau parte la naștere, văd cum se naște un copil, dar tot ei sunt și cei care stau lângă o persoană înainte de moarte. Și fiind așa de greu, sigur că întâmpină și greutăți. Una dintre problemele cu care se confruntă este această lipsă de personal de care am discutat. Pe urmă, faptul că au foarte mult de scris. Ne îndreptăm și noi către ceea ce se întâmplă în vest. Și scriem foarte multe rapoarte. Trebuie să ne notăm fiecare activitate pe care o facem, pentru că prin asta putem să avem dovezi în ceea ce am muncit, dovezi care să le putem prezenta oricând este nevoie pacientului sau familiei. Noi am introdus în spital planul de îngrijiri, destul de complex, ajutați fiind de partenerii noștri din Marea Britanie. Și sigur că e greu când ești și mai, când personalul este puțin, când munca este aceeași, pacienți mulți și pe lângă asta ți se mai introduc și sarcini în plus de deci, notat. Sunt puțini, au și foarte mult de scris acum și asta nu prejudicează puțin îngrijirea bolnavului, efectiv. Știu că li se mai și deleagă sarcini de la doctor la asistent medical. Da, acum aș vrea să aduc aici o completare. Acest plan de îngrijiri, noi l-am introdus în două secții. Secția chirurgie generală și secția neurologie. Am ales două secții, unul cu profil chirurgical, unul medical, tocmai pentru a vedea cum funcționează. Din august funcționează în aceste două secții planul de îngrijiri. Asta înseamnă că asistentul își face profesia lui pentru care a fost pregătit, adică să decidă autonom ce îngrijiri are nevoie un pacient. Și aici vorbim de toaleta pacientului, schimbarea lenjeriei, de alimentația pacientului, de evitarea pericolelor. Foarte important pacientul să nu se afle în pericol cât este în spital, adică să-i se schimbe la timp perfuzia, să-i se îngrijească sonda vezicală, să-i se îngrijească pranula. Vreau să vă spun că din august și până acum, în aceste două secții, am avut foarte multe semnale pozitive din partea familiei și a pacienților. Au fost foarte mulțumiți de faptul că se lucrează cu planul de îngrijiri. Au crescut calitatea îngrijirilor. Probabil au beneficiat pacienții de mai multă atenție. Mai multă atenție. Și mai multă atenție. S-a simțit. Da, sigur. Da. Pentru că asta era problema, știu, cu ani în urmă și bănuiesc că și acum este aceeași problemă. Delegarea de sarcini de la medici la asistenți, știu că încarcă foarte mult munca asistentului medical și până la urmă asistentul este între ciocan și nicoval între îngrijirea pacientului și responsabilitățile pe care le are față de medic. Doamna Mureșan, vi s-au plâns asistenții medicali despre această problemă? Acum, cum să vă răspund la această întrebare? Am să vă răspund real. Deci, într-o echipă medicală, nu poți să tragi o barieră. Până aici sunt eu și de aici încolo este altă profesie. Noi lucrăm în echipă. Și atunci,
anumite lucruri se pot delega către asistentul medical, dar bineînțeles ele sunt verificate de către medic. Știu unde vă referiți, vă referiți probabil la o rețetă sau la scrierea unui concediu medical sau epicriză sau așa mai departe. Da, se face, dar în același timp trebuie să spunem și lucrul următor. În fișa postului la asistentul medical este alimentația pacientului, este igiena, este schimbarea lenjeriei, lucru care se regăsește pe undeva și în fișa postului la infirmieră. Deci nu putem să tragem o linie până aici este medicul și până aici este asistentul. Eu cred că asta este munca în echipă până la urmă, dar să nu fie prea multe. Da, asta e, să nu-i supra-solicit, că și așa sunt supra-solicitați și până la urmă toate se au repercursiuni asupra pacientului, pentru că în momentul în care îți vine asistenta și mai țipă la tine că săraca nu are timp, eu să zicem o înțeleg, sau dumneavoastră, dar pacientul nu înțelege pentru că el merge acolo bolnav și trebuie să îi se acorde toată atenția. Da, legat de ce ați spus cu țipat la pacienți, acest lucru nu trebuie să se întâmple niciodată. O asistentă, oricât de obosită și stresată ar fi... Dar știți bine că se întâmplă acum, chiar multe exact. Lume trece și se întâmplă. Nu trebuie să generalizăm, dar sunt persoane care recurg la asemenea gesturi. Eu spun că noi în România suntem la începutul schimbării în acest domeniu, profesia de asistent medical. De exemplu, țările din vest, Anglia, cu care noi suntem în parteneriat și ei au început ca și noi. E adevărat, 50 de ani în urmă. Dar la fel au pornit, la fel se comportau asistentele cu pacienții, mă rog, nu chiar foarte drăguți. Dar treptat au schimbat lucrul ăsta. Noi o facem acum. Ne ajută ei mult să sărim peste niște etape. Aici eu aș vrea să vă spun că noi am introdus în spital cuvântul demnitate, demnitatea pacientului. Nu prea se folosește în România, noi nu suntem obișnuiți, dar în Anglia, dignity, apare peste tot demnitate. Și peste tot apare o inimă care arată că pacienții reprezintă inima spitalului. Pacienții sunt, de fapt, în centru activității personalului medical. Și pentru asta, în 2012, în aprilie, 6 asistenți medicali au fost plecați într-un spital din Marea Britanie, în spitalul Huddersfield, tocmai pentru a învăța cum trebuie să îngrijești pacienții și să le respecti demnitatea de ființă umană, să nu se simtă în spital, expuși, să nu se simtă jigniți, să fie respectați. Și ați aplicat acel curs, scuzați-mă o clipă, acel curs l-ați aplicat și în spitalul județean? Da, acel curs practic a avut rădăcinile cu un an înainte, când un domn Colin Vines, asistent medical, a venit și ne-a instruit, ne-a ținut un curs. Noi am preluat cursul, l-am adaptat și l-am, împreună cu formatorii interni ai spitalului, l-am ținut pe decursul a 3 luni de zile celor 200 de infirmiere și îngrijitoare din spital. Și a avut efect. Da, a avut efect. În sensul că n-au mai fost pacienți care să se plângă, pentru că mă gândesc că vin la dumneavoastră, da, să se plângă. Da, plângerile. Eu cred că plângerile sunt peste tot. În momentul în care noi am ținut cursul ăsta, ne-am gândit la un proverb care spune cum mănânci un elefant. Răspunsul este bucată cu bucată. Nu ne-am așteptat după 3 luni de zile să fie o schimbare 100%. Dar ideea este că în primul rând, vii în contact cu informația. Este prima dată când vii în contact cu informația și afli niște lucruri noi despre pacienți, despre felul cum trebuie să te comporți și să-i respecti. Poate din acel număr de 200 de persoane, dacă 10% aplică, este un câștig pentru noi. Dar noi ne gândim să repetăm lucrul acesta, adică în continuu vorbim despre demnitate. Și pe urmă vine a doua oră când vii în contact cu cuvântul și la un moment dat te obișnuiești și te schimbi. Schimbarea este grea. Să știți că ați spus la început, spitalul arată frumos și e adevărat. E ușor să schimbi o clădire, e ușor să faci circuite, dar să schimbi mentalități, îți trebuie timp. Nu poți. Ați vrut să interveniți. Da, am vrut să intervin să vă spun că acest lucru pornește din școlile post-liceale.
Noi amândouă predăm în școala post-liceală și eu am predat chiar deontologia și etica asistentului medical în profesie și primul lucru pe care l-am spus elevilor, o să ne întâlnim la locul de muncă. Să nu aud din partea voastră că mergeți într-un salon și spuneți pacientul din salonul 7742. Pacientul are nume, are identitate, are personalitate. Adresați-vă, prezentați-vă cine sunteți, cereți acordul, vorbiți cu pacientul, comunicați. Pentru că este foarte urât să te duci la un pacient, să-i faci ceva și el să nu știe ceea ce-i faci. Lucrul ăsta îl învățăm din... Elevii învață din școală și noi pretindem acest lucru în momentul în care ei se angajează. Și nu pot să spună, cel puțin în fața noastră, nu pot să spună n-am știut sau nu știu sau nu ni s-a predat lucrul acesta, pentru că este inadmisibil. Comunicarea eu cred că este esențială atât la serviciu cât și în familie. Este dacă nu comunici în orice domeniu, cu atât mai mult corect în domeniul medical. Și mai ales vreau să vă precizez, pentru că există legea drepturile pacientului și acolo unde este lege, nu ne tocmim. Și întotdeauna legea trebuie respectată, indiferent de cine ești sau cum ești. Și drepturile pacientului, întotdeauna mă gândesc că pot să ajung eu pacient și cum aș dori să fiu eu îngrijită, așa învăț elevi să se comporte cu pacientul. Mi-ați vorbit mai devreme despre orele de educație medicală continuă. Ați spus că Ordinul Asistenților Medicali ține evidența acestor ore. Da. Și de la doamna Marincaș aș vrea să aflu ce cursuri se organizează la Spitalul Județean pentru asistenții medicali. Știu că din punct de vedere a codului muncii ar trebui să organizeze spitalul aceste cursuri periodic. Da, spitalul are o echipă de formatori interni, are un sistem de formare internă pentru că a fost nevoie de așa ceva, pentru că în medicină lucrurile nu stau pe loc, evoluează și în permanență trebuie actualizate. Avem 60 de asistenți medicali cu studii superioare care sunt și responsabili de pregătirea profesională și de formare internă. Acest lucru funcționează de 2 ani în spital, dar luna trecută Tenaris, compania Tenaris ne-a sponsorizat cu cursuri pentru formare de formatori, ceea ce pentru noi a fost foarte bine pentru că a reușit să-i facă mai bine să înțeleagă cum să transmită un mesaj și cum să obțină deci un feedback. Deci aceleași persoane au participat la cursurile organizate de compania multinațională? Da, 60 de asistenți medicale au participat la cursuri. Cursurile au fost 2 zile de cursuri, câte 8 ore pe zi și s-au împărțit în 4 grupe. Cursurile s-au desfășurat la un nivel foarte profesional. Asistenții au fost foarte încântați de cursuri și sigur că asta le-a dat mai multă încredere în ceea ce fac. Formarea internă o folosim pentru a implementa procedurile și protocoalele proprii spitalului. Ei trebuie să implementeze aceste proceduri la aproximativ 700 de oameni care sunt asistenți medicali și personal auxiliar. Și asta o fac în fiecare lună. În fiecare lună au o temă pe care trebuie să o discute cu fiecare dintre angajați. E foarte important cu această formare internă, adică ideea aceasta am preluat din Marea Britanie. Marea Britanie are un sistem în care fiecare asistent medical este și formator sau trainer într-un anumit domeniu. Lucrul ăsta îl face fără să fie plătit în plus. Intră în fișa postului lui și să pregătească un anumit domeniu. De acolo am învățat că e foarte importantă educația, sunt foarte importante cunoștințele. Dacă vrei să crești calitatea, dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te asiguri că fiecare de la primul și până la ultimul știe exact ce trebuie să facă, cum trebuie să facă și cineva trebuie să verifice lucrul ăsta. Când ai 500 de asistenți, e greu să-i verifici pe tot. Și atunci, în fiecare secție, în funcție de mărimea secției, sunt de la 1 și până la 4-5 formatori care se ocupă de pregătirea profesională. Doamna Mureșan, știu că au fost niște probleme legate de asistenții medicali cu studii superioare pe care doamna Marinca și-i amintea. Nu mai sunt.
Nu mai sunt, s-au rezolvat. Dar atunci era problema recunoașterii studiilor lor, cel puțin din punct de vedere a încadrării pe posturi. Cum s-a rezolvat acea problemă? Ca și președinția Ordinului Asistenților Medicali, trebuie să știți. Da, într-adevăr am avut probleme în acest sens, dar eu n-am considerat să fie o problemă pentru județul nostru, pentru că eu știam că în țară s-a întâmplat în urmă cu 10 ani și erau județe în care erau 9-10 promoții de asistenți cu studii superioare. Și m-am bazat pe ceea ce știam și am acționat. Bine, deci, au fost probleme și au mult fost timp. Probleme, dar în primul rând a trebuit să schimbăm mentalitatea că există asistenți cu studii superioare. Ce înseamnă de fapt asistenții medicali cu studii superioare? Asistenții medicali cu studii superioare iar este o problemă care va deveni cel puțin, vedeți dumneavoastră, în toate problemele care apar în sistemul sanitar sau ceea ce ține de profesie, poate mai luăm câte un imbold și de la Uniunea Europeană. Nu știu dacă știți, dar sunt state unde nu mai există școli post-liceale sanitare, sunt doar facultăți care pregătesc asistenți medicali. În cadrul facultăților de medicină. Da, exact. Deci v-aș putea da exemplu, Irlanda nu mai are, Spania, Franța începe să vină din urmă. Noi încă optăm și pentru cei cu studii post-liceale să meargă în continuare. Nu știu până când va fi lucrul ăsta, pentru că, vedeți dumneavoastră, eu am trecut prin foarte multe. Am terminat un liceu sanitar și așa era forma de învățământ atunci. M-am trezit după 10 ani că nu mai corespund cu liceul sanitar și am făcut un an de echivalare. Mi s-au pierdut cursurile și am mai făcut un an de echivalare. Suntem cu liceu sanitar cu echivalare, dar tot nu eram asistent medical, chiar dacă erau colegi care veneau din spate și îmi spuneau, eu am terminat o școală post-liceală, tu ai terminat doar un liceu. Și atunci am zis, măcar înainte de pensionare să fiu asistent medical și m-am înscris la facultate și am terminat și facultate, am terminat și master. Dar lucrul acesta eu îl consider benefic pentru asistenții medicali. Și ca și organizație profesională am reușit să introducem în legislație recunoașterea studiilor sau cel puțin al asistenților care au terminat o școală o facultate să fie încadrați. Deci în Sălaj ați reușit prin schimbarea legislației sau prin bunăvoința conducerii spitalului, doamna Marincaș ne poate spune. Problema asta s-a rezolvat de către conducerea spitalului și Consiliul Județean. Deci înainte de a introduce organizația asistenților medicali, Ordinul Asistenților, legislația nouă. Da, au fost recunoscute, dar în momentul când a apărut legislația în care se spunea că intră în grila de salarizare și se recunoaște gradul principal, a fost etapa a doua și deja erau rezolvate și lucrul acesta trebuie să mulțumesc celor care ne-au ajutat. După foarte mulți ani știu că ați fost și supărată pe ei la un moment dat, se mai întâmplă, dar omul are puterea să treacă peste anumite lucruri și dacă și nu bine treci... Că s-a rezolvat. Dar până la urmă, problema aceasta cu asistenții medicali cu studii superioare era o problemă pentru că nu li se putea da atribuții în plus. Cum ați rezolvat la nivelul spitalului această deficiență până la urmă? Da, la nivelul spitalului avem 134 de asistenți cu studii superioare și toți acești asistenți au atribuții în plus. O parte dintre ei... Deci, până la urmă, le-ați găsit atribuții în plus. Da, nu a fost greu. Ei aveau atribuții în plus, dar, munceau în plus. Era vorba de acești traineri, acești formatori responsabili cu pregătirea profesională. Pe urmă, sunt șefii de tură care există pe secții și care preiau atribuțiile asistentei șefe și își organizează munca în tură. Și sigur, mai avem asistenții șef cu studii superioare care din start au atribuțiile în plus. Mai sunt asistenți șef fără studii superioare la Spitalul Județean? Mai sunt, mai avem. De ce?
În Spitalul Județean nu a organizat, eu știu, un concurs de ocupare a posturilor de asistent șef. Acești asistent șef erau dinainte de recunoașterea studiilor superioare, au rămas în continuare pentru că sunt asistenți medicali. Credeți că ar trebui să faceți un concurs, să le dați atribuții în plus la șefia secțiilor asistenților cu studii superioare? Eu cred că într-o secție fiecare are locul potrivit. Sunt asistenți șefi care nu au studii superioare, dar care sunt deosebit de buni coordonatori și care conduc foarte bine secția. Aș vrea să spun acum, pentru toți colegii mei asistenți șefi, că fac o muncă extraordinară, pentru care eu le mulțumesc, pentru că practic ei sunt cei care gestionează secția din toate punctele de vedere, administrativ, de resurse umane. Știți foarte bine că graficul și cine vine la servicii, sărbătorile legale și materialele sanitare și absolut. Și inclusiv discuțiile dintre colegi și da, tot trebuie să aplaneze ei. Da, este. Ce mi-aș dori eu pentru acești asistenți șef, mi-aș dori să poată beneficia de o pregătire în sensul acesta. Există cursuri de management, pentru ei și i-ar ajuta să se poată organiza mai bine, să-și structureze mai bine munca, să-și prioritizeze mai bine. Ar avea spitalul fonduri pentru un astfel de curs sau vă poate ajuta Ordinul Asistenților Medicali? Eu cred că s-ar găsi, adică e vorba de 20 de persoane și nu este foarte greu să găsim fonduri, dar ar fi un lucru, ce am putea noi face pentru ei? Deci eu vreau să vă spun că asistenții medicali sunt foarte deștepți. Știu. Și au curaj și de multe ori au curaj, nu se gândesc, dar fac lucrurile și le fac foarte bine. Pot să spun că eu sunt mândră că sunt asistentă medicală și reprezint cu demnitate profesia de asistent medical atât la nivel național cât și internațional. Vreau, dacă tot am venit la dumneavoastră în emisiune, să vă spun și anumite lucruri pe care dumneavoastră nu le știți. Chiar vă rog. Din culise. La nivel național există Consiliul Național de Acreditare a Spitalelor, care au format evaluatori de spitale din toate domeniile de activitate, începând medici, economiști, ingineri, asistenți medicali. La nivelul sălașului avem 3 evaluatori de spitale. Vă rog să-mi nominalizați. Este vorba de Bara Doina, este asistenta șefă de la pneumoftiziologie, este colega mea Ramona Marincaș și eu. Și vă spun cu mândrie că au reprezentat județul în comisii. Colega mea Ramona a fost în comisia de acreditare a spitalului din Constanța, un spital foarte mare, cel mai mare din țară. Și spital clinic. Doina a fost la evaluarea spitalului din Dej, iar eu am evaluat 3 spitale. Primul a fost cel din Bolintin Vale, unde a fost și președintă de comisie, a fost Tudor Heiu Secuiesc și Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare. Ce ați evaluat la acele spitale? Este vorba de Comisia Națională de Acreditare a Spitalului CONAS, dacă așa vă este mai cunoscut, și de faptul că toate spitalele trebuie să se acrediteze din punct de vedere al calității. Dar ați evaluat infrastructura sau ați evaluat personalul, asistenții medicali? Noi am mers ca și evaluatori acolo. Vreau să vă spun că la spitalul din Constanța eu am evaluat medici. Am evaluat medici, am evaluat asistenți medicali, am evaluat secții, am evaluat UPU. Din ce punct de vedere ați evaluat medicii? Comisia Națională are niște criterii și indicatori pe care spitalul trebuie să-i atingă. Acești indicatori sunt prezentați spitalului și spitalul trebuie să facă dovada că îi are. Majoritatea indicatorilor sunt pe calitate și sigur că o evaluare durează 5 zile, adică e nevoie de timp pentru că absolut foarte tot în spital se evaluează.
ca și orice comisie și CONASU își dorește ca atunci când se găsesc neconformități să se rezolve cele mai multe pe loc, dacă se poate. Și atunci se folosesc de noi și să mergem cu soluții la spitale și să încercăm prin această evaluare și să creștem calitatea acolo unde mergem. Dumneavoastră a spus că ați fost la Bolintin Vale. Acolo ce ați găsit? Deci este un spital orășenesc. Cum să vă spun, evaluarea asta a spitalelor se face în funcție de gradul spitalului. Deci nu pentru, de exemplu, nu pentru spitalul din Constanța o să fie aceiași indicator ca și pentru cel din Bolintin Vale. Ei sunt în funcție de gradul spitalului. A fost un spital frumos, dar care și-a îmbunătățit foarte mult activitatea după ce a primit acreditarea. CONASU lucrează momentan la o siglă și unitatea spitalicească care va avea sigla la intrare are o credibilitate mai mare. Deci este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Spitalelor. Deci are acreditarea și atunci altfel sună. Eu am fost în cursurile de pregătire în Spania, unde am văzut că Spania are cel mai bun sistem de acreditare a spitalelor și să vă dau un exemplu. De exemplu, dacă o seringă este găsită cu termenul de valabilitate expirat, se retrage acreditarea spitalului. Și atunci, exact de ceea ce vorbea Ramona, pregătirea asistenților medicali să lucreze unitar. Deci când se montează o branulă, toată lumea trebuie să știe că face aceiași pași. Toată lumea lucrează unitar. Există auditul intern al spitalului. Eu peste tot pe unde umblu dau exemplu spitalul din Zalău, care eu consider că este pe o treaptă foarte ridicată. Atât din punct de prevedere, din punctul de vedere a pregătirii asistenților medicali, a procedurilor care sunt implementate în spital și calitatea ca atare. Aveți mai niște ghiduri, doamna Marinca, și îmi cer scuze că vă întreb. Da. Da, avem proceduri standard pe intervențiile pe care și pe tehnicile pe care le fac asistenții medicali, dar aș completa aici, ne-a ajutat foarte mult schimbul de experiență cu Marea Britanie. Practic de acolo am preluat la standardele europene aceste tehnici, la standardele actuale, în continuare ținem legătura în continuare, colegii noștri din Marea Britanie vin și ne susțin și ne trimit informații și sunt niște oameni deosebiți, să știți, eu spun că mai rar cum sunt știu cei din Marea Britanie. Știu că ați făcut acolo o prezentare despre Spitalul Județean sau despre sistemul sanitar din România și că aveți în față chiar un articol într-un ziar din Marea Britanie, din Anglia, nu? Da, acesta este articolul din anul 2012. Este vorba de echipa din Zalău. Sunt cei care au fost la pentru formator, nu la cursul pentru formator? Sunt cei șase asistenți care au fost în Marea Britanie pentru a vedea cum se îngrijesc bolnavii, pentru a vedea planul de îngrijiri și pentru a învăța despre demnitatea pacientului. În vizita pe care am avut-o în Marea Britanie, am fost rugată de către doamna Carol Hallam, asistentă medicală și director în Institutul de Prevenire și Control al Infecțiilor, să prezint situația spitalului din Zalău, situația personalului din Zalău, m-ați întrebat dumneavoastră greutățile cu care ne confruntăm și ceea ce facem noi, pentru că dânsa vine de 6 ani în România, a spus, vede entuziasmul cu care noi lucrăm, dorința noastră de a face ceva, de a îmbunătăți, de a schimba și când se întoarce acasă, întâlnește colegii ei, asistenți medicali, nemulțumiți, dar comparativ cu condițiile pe care le au în Marea Britanie, spune că n-ar fi trebuit să se plângă. Și muncind în condiții mult, mult mai bune și ei totuși se plâng. Mult mai bune. Eu am prezentat de 2 ori acea lucrare, odată în fața membrilor Institutului de Prevenire și Control al Infecțiilor din Marea Britanie și odată în fața asistenților șef din Spitalul Huddersfield.
Au fost foarte impresionați la final. Au fost foarte impresionați când au văzut cât este salariul unui asistent medical aici. Au fost foarte impresionați de cât de mic este salariul. Da, cât de mic este, exact. Deci au mai fost iarăși foarte impresionați la același număr de pacienți. Noi suntem 500 de asistenți, erau 2000. Au fost șocați de-a dreptul că noi ne descurcăm și facem treabă aici. Și pe urmă, sigur că noi am prezentat ce am realizat. Am prezentat procedurile pe care le-am implementat, schimbările pas cu pas, așa cum am spus, nu dintr-o dată, treptat, pe care le-am implementat, conferințele de sterilizare, ce am reușit cu sterilizarea, practic fiind cei mai buni din România în domeniul respectiv, și toate astea pentru că am vrut schimbare, nu pentru că ni s-au impus printr-o legislație. Au fost foarte impresionați și s-au oferit foarte mult să vină atunci în România. Noi glumeam la un moment dat că o să facem o selecție, că deja după prezentare veneau și să vreau și eu să vin în România. Și chiar au venit, să știți, anul acesta au venit și ne ajută cu bani pentru dotarea camerei de joacă în pediatrie, cu foarte, foarte multă documentație, foarte multe informații foarte bune, elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, de ghiduri internaționale pentru asistenți, la care noi avem acces ușor și pe care putem să ni le adaptăm și să le implementăm în spital. Da, mi-a spus lucruri foarte frumoase despre asistenții medicali din Spitalul Județean Zalău, dar pe doamna Mureșan, ca și președintă a Ordinului Asistenților Medicali, aș vrea să o întreb dacă sunt și probleme cu asistenții din județ, pentru că știu că aplicați și sancțiuni, la fel ca și colegiul, la fel cum ar trebui să facă colegiul medicilor cu medicii. Știu că aveți aceleași atribuții din punct de vedere asistenților medicali. Da, într-adevăr, avem comisia de etică în cadrul organizației profesionale, unde oricare pacient care are o nemulțumire de un anumit asistent medical vis-a-vis de practica pe care a prestat-o, poate să facă o plângere. Și există și plângeri. Da, în decurs de 13 ani am avut 3 plângeri. Deci foarte puține, dar două dintre ele erau nefondate. Adică există un anumit timp în care trebuie să faci o reclamație, trebuie să aibă nume, prenume, nu poți să faci o reclamație la modul general. Sunt anumite condiții. Da, și probabil este... că n-a fost nici comunicare, pentru că trebuie să fim sinceri să spunem că există persoane în Spitalul Județean care nu își fac treaba cum trebuie sau nu se comportă cum trebuie cu pacientul și probabil pacientul consideră că i-a fost lezat interesul și dacă i s-a vorbit urât. Și atunci, da, nu știu acum la spital dacă nu cumva sunt mai multe plângeri și le rezolvați acolo pe plan local. Da, să știți că un alt lucru bun făcut de spital a fost acel birou al reprezentantului pacientului. Este vorba de o persoană care nu este angajată de spital, dar care funcționează în spital și care preia toate plângerile pacienților. De fapt, rolul ei este și de a prelua mulțumiri, dacă cineva dorește să aducă mulțumiri. Și mulțumiri sunt? Da, au fost mulțumiri, să știți. Suntem foarte fericiți. Sigur că mai multe plângeri decât mulțumiri, dar au fost și mulțumiri. Păi, și noi ne-am simțit... psihologia bolnavului care... Da. Dar eu vreau să vă spun că odată ce sunt plângeri, eu cred că este un mod... trebuie să știi cum să le corectezi. Sigur. Și eu zic că sunt benefice aceste plângeri la un moment dat, pentru că dacă există o problemă, și Ramona, ca și persoană de conducere în spital, poate o cunoaște din acele plângeri pe care le face și eu zic că nu trebuie să supere, pentru că ele spun până o realitate la urmă, până la urmă și... să spună. Exact. Da, noi avem pliante, avem postere în care explicăm pacientului unde se găsește biroul reprezentantului pacientului, cum se ajunge acolo și pentru ce poate să apeleze. Ideea de a avea reprezentantul pacientului este tocmai pe sistemul de a-ți spăla rufele în familie. E foarte bine dacă pacientul își spune plângerea în spital, se și rezolvă și nu merge să facă o reclamă negativă altundeva în oraș, că știți... Da, din păcate cele mai multe se povestesc în oraș. Și... care nu întotdeauna poate exact. Sunt reale. Da, așa mai este. Sunt și... Sunt și reale, dar să știți că am întâlnit de multe ori pacienți nemulțumiți din cauza infirmierelor. Mult mai
mulți decât cei nemulțumiți din cauza asistenților sau a medicilor. Din punct de vedere a infirmierilor, aveți atribuțiuni? Știu că aveți la nivelul spitalului ca director de îngrijiri. Sigur că mă ocup de infirmiere și de îngrijitoare de curățenie și nu știu câte infirmiere și îngrijitoare de curățenie se uită la televizor, dar dimineața la 7 mă duc să văd cum fac toaleta la bolnav și sunt destul de severă în ceea ce privește acest lucru, pentru că chiar vreau să se întâmple lucruri bune. Când au învățat că trebuie să facă toaleta zilnic la pacienții care nu se pot ridica din pat și nu pot să meargă la baie, li s-a explicat ceva de genul: ce faci primul lucru acasă când te trezești? Sau printre primele lucruri: păi mă spăl pe față. Așa trebuie să facă și bolnavul în spital. El, dacă este în pat și nu se poate ridica, e la fel ca și tine, trebuie să fie spălat pe față. Eu spun, mi-ar fi greu să vă spun că totul e perfect. Nu este perfect. Zilele trecute, sau să vă spun mai exact, vinerea trecută, am aflat de la reprezentantul pacientului că o infirmieră a primit o reclamație. Exact pe ce spuneți, că a vorbit nu tocmai frumos cu un pacient care era afazic, adică nu putea vorbi și nu putea răspunde înapoi. Un lucru foarte urât. Și toate lucrurile astea vrem să le corectăm. Dar, am mai spus la început, mentalitatea se schimbă greu și eu sper să se reușească ceva. Aveți o muncă foarte grea. Da, nu, mai trebuie să se schimbe ceva. Și aici sper că se mai uită și alte persoane interesate de această emisiune, în sensul că în organigrama spitalului, directorul de îngrijiri, cum este colega mea, ar trebui să aibă în subordine și să răspundă de asistenți și de infirmieri. Asta este părerea mea și lucrul acesta trebuie schimbat. Pentru că fiecare om trebuie să-și respecte profesia. Eu zic că dacă avem director de îngrijiri, asistentul medical să fie în subordinea directorului de îngrijiri, care este asistent medical. Avem director medical, în subordinea dânsului să fie medicii, pentru că economiștii și așa mai departe. Deci lucrul acesta va trebui să fie schimbat. Pentru că sunt spitale care au acest lucru. Aș avea foarte multe lucruri de discutat încă cu dumneavoastră, din păcate timpul nu ne mai permite și văd că aveți niște volume lângă dumneavoastră. Aș vrea să mi le prezentați pe rând. Doamna Mureșan, spuneți-mi despre cartea pe care știu că o semnați. Deci, ce să vă spun eu, pe lângă toate cele care le facem de zi cu zi, ne mai găsim și timp să mai scriem și câte o carte care să vină în ajutorul... Eu am scris această carte cu colegele mele în scopul de a avea o carte pentru elevii de la școala post-liceală. Lucru care se întâmplă și în alte unități. De exemplu, am avut tot în cadrul organizației profesionale realizarea tutorilor de practică, pentru care 10 asistenți din spital, din județ, au fost în schimb de experiență expre pentru așa ceva și în urma cursului s-a scris și o carte. Am uitat să vă aduc cartea respectivă, dar eu data viitoare să vă rog să-mi aduceți. Da, doamna Marincaș, vă rog să ne prezentați pe scurt cartea dumneavoastră. Da, cartea se numește Primum non nocere, în primul rând să nu faci rău, și se referă exact la ce am mai vorbit, pacientul să fie în siguranță în spital, adică să nu se... dacă vine cu o boală, să nu iasă cu încă una sau să primească încă una. Cartea este scrisă în urma vizitei mele în Marea Britanie, povestind despre ce facem noi la Zalău. Membrii Institutului de Prevenire și Control al Infecțiilor din Marea Britanie au hotărât să ne ajute, au scris 14 capitole în carte care acoperă toate domeniile de prevenire și control al infecțiilor, și vreau să vă spun că cartea a fost revizuită de către profesorul Stelian Bocșan de la Cluj și dânsul a spus că l-a fascinat. Adică este o carte foarte bună pe care ne-o cer foarte mulți medici din România, nu numai asistenți. Este pentru asistenți medicali, dar ne cer și medicii. Vă felicit pentru cărțile editate și vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Vreau să vă, pe final, să vă rup promisiunea că veți mai veni la noi în emisiune. Cu mare drag. Mulțumesc în prezență. Mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori. O seară plăcută, la revedere! Mă dă rapid.